Uneori mulțumirea obosește, nu e așa? Mulțumești până când obosești. Și apoi... Da. Bine ați venit în seara asta. Domnul să fie cu noi și să ne dea cuvânt. Să ne păstreze alături de El și să ne umple de prezența Lui. Faptul că o națiune creștină, cum este națiunea americană, a ales în zona asta o zi de mulțumire, este un gest de mare onestitate, pe de de-o parte, de mare cinste, arătând că avem nevoie de mulțumire și, doi, un gest de mare înțelepciune. Sărbătoarea asta de mulțumire este o sărbătoare care este plasată cumva între sărbătoarea de la începutul lunii, care se numește Halloween, Da, la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie. Da, deci acolo. Și cealaltă sărbătoare, care vine în curând și care uh, ar trebui să fie o sărbătoare de naștere a Domnului, dar care, uh, cu cât timpul trece, uită din ce în ce mai mult de prezența Domnului Isus Hristos. Anii trecuți, um, n-am mai văzut uh, sărbătoarea de, eu știu, de iarnă, de sfârșit. Îi zicem noi Crăciun, nu știu dacă ar fi normal să zicem așa. La sărbătoarea respectivă n-am mai văzut-o ca o sărbătoare a lui Hristos. Modificări dramatice în titulatură, în sărbătoare și așa mai departe, îi fac din ce în ce mai mult pe oameni să uite că ei ar trebui să sărbătorească împreună cu Domnul Iisus Hristos. Întrebarea mea este, oare această sărbătoare a mulțumirii pe care săptămâna asta am sărbătorit-o, a rămas cumva în zona aceasta a creștinismului sau se duce și ea în altă zonă? A rămas în zona biblică sau nu? A rămas cu Hristos sau n-a rămas cu Hristos? Sărbătorile noastre, de obicei, rămân centrate pe Domnul Isus Hristos sau ne fură valul acesta care este în jurul nostru, val care ne face pe noi să devenim din ce în ce mai mult centrul oricărei sărbători, noi. Și ne place lucrul acesta. Chiar e frumos. Se vorbească de tine, să fii tu centrul unei sărbători, să fii tu centrul la masă. Chiar e plăcut. În încercarea mea de a înțelege cum stau lucrurile, am încercat să trec în revistă mai multe sărbători ale familiei mele, Sărbători la care eu am fost invitat în altă parte și m-am întrebat, Doamne, cât de mult ai fost tu centru? Și oricât de mult și oricât de drag mi-ar fi fost să observ că Iisus Hristos este centru, în păcate seamă că n-a fost El și nu e El. Și încă o dată m-am gândit la sărbătorile mele. Cum ar fi o sărbătoare cu Isus Hristos? O altă întrebare. Dacă nu este Isus Hristos, cât timp vom sărbători? Aș vrea să spun că fără Isus Hristos, sărbătorile acestea pe care noi le. Considerăm sărbători, sunt considerate sau sunt condamnate în scurtă vreme la nefericire. Nu este absolut niciun motiv real și onest în cadrul acestor sărbători pentru bucurie. Nu e niciunul. Oamenii vor să se bucure de ei înșiși. Dar atunci când se concentrează prea mult în ei înșiși, descoperă că în ei este zona aceea ă, dură, de noapte, de întuneric. Dice că in, din inimă ies toate Poftiți? Toate gândurile rele. Amărăciunea, invidia, gelozia. Toate lucrurile acestea pornesc din inimă. Și atunci când ești atent foarte mult la tine însuți, nu vei face altceva decât vei vedea toate aceste lucruri în interiorul tău. Și vreau să vă întreb, ce sărbătoare poate să aibă loc în contextul acesta? Poți să sărbătorești? Când îți aduce aminte că uh, gelos fiind este altul care duce mai bine ca tine. Când urând pe altul îți aduce aminte că ești în conflict cu el, când adun de fapt, în sufletul tău lucruri care te nefericesc. Pentru că ura, mânia gelozia, invidia, amărăciunea sunt numite în psihiatrie ca fiind simptomele morții. Iar noi le adunăm în suflet aceste simptome ale morții și le ducem cu noi. Rețineți, simptomele morții. Și în momentul în care le avem în noi, și noi suntem centrați tot pe noi înșine, ce bucurie extraordinară și ce mulțumire putem să creiem, să degajăm, să avem. De asta spun, fără Domnul Isus Hristos și fără Dumnezeu, bucuriile noastre n-au șanse mari să rămână bucurii. Se fac eforturi extraordinare ca ele să fie păstrate în zona bucuriei. Se colorează cu tot felul de lumini, cu tot felul de reclame, cu tot felul de daruri care nu sunt necesare. A trecut acum Thanksgiving-ul și veți vedea acum cozi imense la Return, da? acolo unde se întorc darurile de care oamenii n-au nevoie. Și veți vedea câte daruri de care oamenii n-au nevoie au, au fost trimise. Și la fiecare dar de care n-ai nevoie, simți un gol în suflet și spui Bă, dar de ce îmi dă mie lucrul ăsta de care eu n-am nevoie? De, de ce? Păi eu am nevoie de altceva. De ce ai nevoie? Darul. Se pare de că de cele mai frumoase, cele mai frumoase clipe sunt clipele pe care, într-adevăr, le face darul. Când primești un dar de care ai nevoie, când primești un dar în viața ta, acel dar îți face viața frumoasă și ziua cu sens. Să-ți facă copilul tău un dar. Nu există ceva mai frumos. Să poți face copilului tău un dar. Nu există ceva mai plin de sens. Momentele darurilor ne aduc aminte de harul lui Isus Hristos, de harul lui. Cel mai mare dădător. De asta mă întreb. În momentul în care noi sărbătorim și trimitem sau primim daruri, oare darurile acestea ne aduc aminte că orice dar desăvârșit vine de sus, de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare? Ce, ce moment de inspirație, ce, ce lucru frumos din partea aceea, din zona aceea. Suntem oameni fericiți că putem vedea un dar pe care lumea nu-l vede. Și anume darul acesta pe care Dumnezeu l-a dat pentru ca oamenii să fie cu adevărat fericiți. Și ca și cum n-ar fi de ajuns că am primit totul în Iisus Hristos, Isus Hristos spune, Eu mă duc pentru că după ce mă voi duce să vă, să vă dau un dar. Și El la rândul Său și ne vorbește despre Duhul Sfânt, care este un alt dar, pe care din nou lumea nu-l vede, și care umple inima credinciosului, atunci când credinciosul chiar nu se mai uită la darurile de care nu are nevoie și pe care le duce toate la return. Vă rog frumos, duceți-le înapoi în lumea asta pe toate. Că știți că nu avem nevoie de ele. Avem nevoie de un singur lucru. Darul Duhului Sfânt. Este extraordinar lucrul ăsta. Citeți Sfânta Scriptură și spune că Domnul Iisus Hristos, după ce s-a dus la cer, de acolo a dat daruri oamenilor. După înălțarea sa, s-a dus acolo, a luat robia, roabă și a dat daruri oamenilor. N-am înțeles până în momentul ăsta. Dar omenirea e dăruită. Omenirea este plină de daruri. Omenirea ar putea să fie frumoasă, omenirea ar putea să fie extraordinară, omenirea ar putea să strălucească datorită faptului că Dumnezeu a umplut-o de daruri. Dureros. Omenirea nu vede darurile acestea. Și goală, bâșbâind, își umple viața de daruri de care nu are nevoie. N-are nevoie. Uh. Aș vrea să înțelegem puțin esența vieții în, în momentul acestea. Din cauza asta am pregătit câteva exemple, câteva lucruri de meditat. Dar înainte să deschidem Scriptura în 1 Cronici 18, Aș vrea să mai cântăm o cântare. Cântarea numărul 269. Iubit Iisus al meu, miel al lui Dumnezeu, mărit erou. Cântarea aceasta a fost pentru multă vreme imnul reformei. Da, vorbesc de imnul reformei. Da? Ca să nu vorbesc de imnul angliei, nu. Da, imnul reformei. să treceți de la cronici la varianta scrisă de profetul Samuel. Și în ciuda faptului că am anunțat cartea din a doua cronici, din trei cronici, vă invit la doi cronici, capitolul 8. E, aceeași, e aceeași, același raport. Deci, doi Samuel, iertați-mă, doi Samuel, capitolul 8. Mulțumesc, Lucian. După aceea, David a bătut pe filisteni, i-a smerit și a luat din mâna filistenilor cârmuirea capitalei lor. A bătut pe moabiți, i-a măsurat cu o frânghie, punându-i să se culce la pământ. A măsurat două frânghii ca să îi execute. O frânghie plină să-i lase vii și moabiții au fost supuși lui David și au plărit un bir. David apoi a bătut pe Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul din Tsoba, care s-a dus, iertați-mă, când s-a dus să-și așeze iarăși stăpânirea peste râul Eufrat. Foarte interesant aici, până unde s-a dus David, până unde? Până la râul Eufrat. Profeția îi spusese sau promisese poporului Israel că țara lor se va întinde până la râul cel mare, adică până la râul Eufrat. Aceasta, acesta fusese oarecum planul lui Dumnezeu, acesta era uh, viziunea pe care Dumnezeu o avea pentru Israel când a ajuns Israelul în Canaan și care se va întâmpla abia în timpul lui David, va ține puțin în timpul lui Solomon și apoi va fi un vis uitat. David i-a luat 1.700 de călăreți, 20.000 de pedeștri. Da. A tăiat vinele cailor de trăsură și n-a păstrat cai decât pentru 100 de care. Vreau să vă confrunt cu ideea aceasta. Nu face parte din studiul de astăzi, dar foarte multă lume... Vede în cele două texte pe care le-am citit, versetul 2 cu Moabiții și versetul 4 cu vinele cailor, ca fiind o măsură de cruzime. Și nu am o explicație foarte concludentă și completă aici. Pot să fac trimitere la violența. Exercitată în Canaan, de obicei, în care se ucideau femei cu copii cu tot și așa mai departe, față de care lucrul ăsta era foarte normal, pot să fac trimitere cumva și la momentele de gre greșeală și chiar de împietrire a poporului Israel. Deci, momentele de împietrire a poporului Israel pot să fac trimitere chiar la momentele de prea multă mândrie și infatuare a lui David. Care David și-a permis la un moment dat lucruri în felul împăraților neamurilor. Și care sunt greșeli din punct de vedere al planului lui Dumnezeu. Este adevărat că Dumnezeu i-a spus poporului Israel să n-ai mulți cai și, aparent, aici David a ascultat porunca lui Dumnezeu. Dar nu era nevoie ca să fii crud în astfel de situații. Ce vreau să observați de asemenea? Pasajul acesta nu este un pasaj în care Scriptura să fie de acord cu ce s-a întâmplat aici. Pasajul acesta este un raport istoric a ceea ce s-a întâmplat. Lăsând acest raport ca să fie judecat mai târziu sau chiar în momentul acela de oamenii care îl urmează pe Dumnezeu. Și de aici încolo, judecați dumneavoastră ceea ce este bine și ceea ce nu este bine și cu ceea ce nu este bine să nu vă potriviți niciodată. Versetul 5. Sirienii din Damasca au venit în ajutorul lui Hadadezer, împăratul din Tsoba. Și David a ucis 22.000 de sirieni. Vă rog să observați, de asemenea, războaiele nu erau simple și nu erau ușoare. Ca să ai victime 22.000 de sirieni, iertați-mă, nu știu dacă vă puteți imagina ce a fost acolo, Oarecum astăzi războaiele sunt mai curate, în ghilimele. Se trage de la distanță, cade un om la 200 de metri, nici nu-l vezi, nici nu știi cine este, e altă treabă. Dar când începe lupta la baionetă pe front, ceea ce înseamnă corp la corp, lucrurile sunt teribile. Ori atunci se lupta numai la baionetă, numai corp la corp. 22.000 de oameni. Există, există în Spiritul Profetic acest lucru. Spiritul Profetic spune: Satan a folosit războiul pentru ca să împietrească inimile oamenilor care erau la război. Oamenii care erau la război deveneau niște, ajutați-mă, insensibili, împietriți. florile, poezia, nu mai funcționau la acești oameni. Din cauza asta, mă uluiește David. Că David, după asemenea bătălii, ia condeiul și scrie salmi. Și iar psalmii sunt extrem de sensibili. Sunt extrem de sensibili ce mă face să cred sau să înțeleg că David își păstrează sensibilitatea. Versetul 6. David a pus strajă în Siria Damascului. Sirienii au fost supuși lui David, i-au plătit un bir. Domnul ocrotea pe David oriunde se ducea. Aș vrea să mă opresc cumva aici, cu gândul, dar așa adăuga David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadadezer și le-a dus la Ierusalim. A mai luat multă aramă din, bet și, din Beta și Berato. Berotai, cetățile lui Hadadezer, și așa mai departe. Cum vi se pare viața lui David aici în perioada asta? Cum numiți dumneavoastră cum numiți dumneavoastră toate aceste rapoarte din capitolul 8? Cum le numiți? Fraților, uh, uitați cum este titlul la capitolul 8. Biruințe. E corect? Una după alta sunt biruințe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foarte interesant. Dacă ați scrie un psalm în legătură cu biruințele astea, cum ați scrie? Deschideți la psalmul 60. Deci, mă aștept să găsesc un psalm plin de bucurie, un psalm plin de strigăte de victorie. Fiți atenți cum începe. Psalmul este scris. O laudă a lui David spre învățătură. Foarte interesant. David nu scrie aici o cântare de biruință. David scrie aici o cântare de învățătură. E educativă. 2. Făcută când purta război cu sirienii din Mesopotamia cu sirienii din Tsoba. și când s-a întors Ioab și a bătut în valea sării 12.000 de edomiți. Tot în capitolul anterior citat din 2 Samuel și din Cronici este și episodul acesta din valea sării. Fiți atenți cum începe psalmul, versetul 1. Dumnezeule, ne-ai lepădat, ne-ai împrăștiat și te-ai mâniat. Ridică-ne iarăși. Cum vă explicați? Cum vă explicați? Cum vă explicați sentimentul ăsta de abandon pe care îl trăiește David? Cum vă explicați sentimentul acesta de lepădare pe care îl trăiește acest împărat despre care se spune că Domnul era cu el și îi dădea numai biruințe. Și el spune, Doamne, ne-ai lepădat ce se întâmplă. Foarte mulți se întorc la capitolul pe care l-am citit și spun, uite, tăiau vinele la cai, erau violenți și așa mai departe. Așa e. Dar în timp ce se întâmpla lucrul acesta, inima lui David începe să trăiască sentimentul părăsirii de Dumnezeu. Noi citim capitolul respectiv și spunem, vedeți că Dumnezeu era de acord, uite ce face David și așa mai departe, Dumnezeu era de acord cu violența aceasta. Nu! David, după ce se întâmplă lucrurile acestea, după ce uh, vede câmpul acela plin de victime, de morți așa mai departe, scrie, Doamne, ne-ai lepădat, ne-ai împrăștiat, te-ai mâniat, ridică-ne iarăși. Ai cutremurat pământul, l-ai despicat, dregei spărturile că se clatină, ai făcut pe poporul tău să treacă prin lucruri grele, ne-ai adăpat cu de amorțire. E uluitor. Mă așteptam să găsesc aici un popor triumfător, plăcut de Dumnezeu. Găsesc aici un popor despre care David spune e amorțit. E adormit. Nu mai simte. Nu mai e sensibil. Frații mei, victoriile, nu, victoriile pe din afară nu întotdeauna presupun victorii și pe dinăuntru. Uneori victoriile pe din afară ascund mari dureri interioare. Când lupta de afară se termină, nu se înseamnă că se termină și lupta din năuntru. Când ai biruințe în lupta cu oamenii, nu înseamnă că l-ai birui pe Dumnezeu. Pe din afară se poate vedea un tablou destul de bun. În interior se poate însă să fie criză, să fie luptă, Dumnezeu. Versetul 4 este extraordinar și face parte din strălucirea acestui capitol. Ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalțe spre biruința adevărului, pentru ca prea tăi să fie izbăviți. Scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. identitatea poporului acestuia este păstrată câtă vreme steagul este ridicat. Câtă vreme steagul mai flutură, poporul ăsta are o identitate. Altfel, inima poporului amorțită, este lepădat, este, este în toate felurile. Și în timp ce lucrul se întâmplă așa, David obține biruințe. Vă să-mi spuneți cât contează biruințele astea. Cât contează? Mult? Puțin? Versetul 6. Dumnezeu a zis în sfințenia lui, vei ieși biruitor, voi împărți Sihemul, voi măsura Valea Sucot. Și de aici, de la versetul 6, David începe să citească decretele lui Dumnezeu în legătură cu națiunile din jur. Și într-adevăr, națiunile din jur, datorită statutului lor spiritual extrem de decăzut, ele își atrag din partea lui Dumnezeu judecăți. Și aici Dumnezeu îi judecă pe ceilalți din jur. Auziți, voi împărți hemul, voi măsura Valea Sucot. Pe de-o parte, versetul 7, al meu este Galadul, al meu este Manase, Efraim este tăria capului meu, iar Iuda este toiagul meu de cărmuire. Versetul 7 spune cu cine își face Dumnezeu lucrarea, ăsta este poporul lui Dumnezeu, aici în versetul 7. Versetul 8, însă Moab e ligianul în care mă spăr, Edom, îmi, peste Edom îmi arunc încălțămintea, țara filistenilor stigă de bucurie din pricina mea, dar și țara filistenilor, o citisem noi în... Samuel și țara filistenilor fusese cucerită de David. Versetul nou, Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu tu, Dumnezeule, care... Și din nou David revine aici, care ne-ai lepădat și nu mai ești, Dumnezeule, cu noastre? Și aici apare această, această rupere, această cu neputință de înțeles situație. Doamne, îi judeci pe ei, iar noi nu suntem mai buni pentru că ne-ai lepădat și nu mai ești cu noastre? Versetul 11, dă-ne ajutor ca să scăpăm din necaz, căci ajutorul omului este zadarnic. Frații mei, în timp ce istoria Prezintă viața lui David ca fiind o viață de biruințe. Și uite ce bine i-a mers lui David. David, în rugăciunile lui, prezintă lucrurile altfel. Acum, spuneți-mi, vă rog, de ce prezintă David lucrurile în felul ăsta? De ce nu le prezintă și David cum le prezenta istoricul? Rețineți. David vorbește spre învățătură. David vorbește spre învățătură. Și când e vorba de învățătură, atunci trebuie să spui prețul pe care îl plătești pentru fiecare biruință. Prețul. Păților și am ajuns la punctul acesta. Ce preț plătim pentru biruințele noastre? Există biruințe pe care le, luăm în le, le, câștigăm în afara noastră. A cucerit Moabul, a cucerit Edomul, i-a cucerit pe sirieni. Frumos! Și? Și David se simte gol. Și David are o, o ciudată, o ciudată presimțire că e singur și că Dumnezeu nu mai iasă cu oștirile Lui și că nu mai are bucuria deodată. Ăsta e prețul? Ăsta e prețul. Ce fel de biruințe câștigăm? Biruințele din afară pot să fie multe, dar singura biruință care contează preț de o viață e biruința pe interior. Mei, la ziua de mulțumire, v-aș invita să nu căutați biruințe pe din afară, exterior. Haideți să nu ne gândim la, eu știu, ce am câștigat, ce am rezolvat din punct de vedere românesc. Haideți să ne gândim la un singur lucru, la biruințele pe dinăuntru, la biruințele spirituale. Ar fi extraordinar dacă în sabatul acesta am putea veni la Dumnezeu cu psalmii noștri, nu cu istoria văzută de istorici pe din afară, ci cu psalmul nostru, cu psalmul 60, Doamne. Am avut victorii, ne-a mers bine, a fost pace, a fost liniște. Mulțumim lui Dumnezeu, corect? Așa este. Dar, Doamne, pe interior. Stai să vezi ce am simțit, stai să vezi ce-i cu mine, stai să vezi. Și Doamne, te rog frumos, ultimul verset. Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari și El va zdrobi pe vrăjmașii noștri. Dragii mei, mulțumirea este pentru ca ultimul verset să pecetluiască viețile noastre. Ultimul verset. Cu Dumnezeu se rezolvă lucrurile în viața noastră. Sunt singurele biruințe care vor fi încoronate în Universul acesta. Și biruințele care vor purta cu merită să fie luptate. Cele care nu vor purta cu doar ne fură timpul și energia. Vă invit în seara asta să cântăm la adresa lui Dumnezeu mulțumirea noastră. Numai cu tine, Părinte, putem face isprăvi mari și numai de la tine vine biruința. Numai în numele Domnului Isus Hristos Putem purta adevăratele noastre bătălii și numai prin sângele Său putem să fim încoronați cu cununa de gloria Slavei pe care Tu o pregătești pentru noi. Pentru Domnul Isus Hristos și pentru lucrarea Sa, venim să-ți mulțumim în seara aceasta. Să-ți mulțumim, Doamne, pentru momentele noastre de luptă sufletească. Îți mulțumim pentru biruințele noastre câștigate la nivelul sufletului, acolo unde Domnul Iisus Hristos conduce lupta. Îți mulțumim, Părinte, pentru clipele în care nu ne-ai lăsat să privim spre ceea ce este în afară, Doamne, și ne-ai întors ochii și privirea spre ceea ce se întâmplă înăuntru și ne-ai cerut, Părinte, să ne curățim viața și sufletul pentru ca să ne sfințim înaintea ta. Îți mulțumim pentru orice moment de mustrare. Îți mulțumim pentru orice moment de atenție pe care mi l-ai dat în anul care a trecut și în toată viața de până acum. Dar îți mulțumim, Doamne, și pentru momentele acelea în care, prin pocăință, Părinte, ne-a ajutat să ne schimbăm viața. Îți mulțumim pentru pocăința pe care ne-ai dat-o. Îți mulțumim, Doamne, pentru că stăm înaintea Ta și pentru că, Doamne, așteptăm să încoronezi Tu munca sufletului nostru. Să ne dai Tu, Doamne, slava, proslăvirea Ta pe care ai promis-o ca fiind aproape de noi și care ne așteaptă pe fiecare. Să rugăm, fă-ne, Doamne, să dorim aceasta. Ăsta să fie motivul acestei sărbători de mulțumire în dreptul fiecăruia dintre noi. Prin Domnul Isus. Amin.